După ce parlamentarii de Argeș au spus că vor veni cu amendamente la proiectul de lege care vizează timbrul de mediu, acum și instituția prefectului susține punctele de vedere ale fabricii de autoturisme. Acestea nu vizează doar noua taxă auto. Principalele propuneri ale autoturismelor Dacia să fie menținută taxa de poluare pentru Euro 5 la nivelul taxei din 2012, să fie crescută taxa de poluare pentru automobilele pe motorină Euro 3 și Euro 4 cu 10-15%, mă refer aici tot la taxa din 2012, să fie redusă valoarea timpului de mediu pentru autoturismele Euro 1, Euro 2 și Euro 0 și să se lanseze un program bonus ecologic cu facilități la achiziția unui vehicul nou și casarea unui vehicul vechi poluant. Acest bonus se propune a fi de 2000 de euro și să se acorde la cumpărarea unui vehicul nou pentru casarea unui vehicul Euro 3, Euro 2, Euro 1 și Euro 0. Acest bonus să fie netransmisibil și practic să fie alocate 45.000 de tichete în valoare de 2.000 de euro la începutul programului. În perioada 2007-2012, situația nu a fost tocmai pe roze pentru fabrica de autoturisme. Piața a suferit un impact în urma taxei de poluare și a rematului. În 2012, vânzările au fost de 5 ori mai mici față de 2007. Reprezentanții județului Argeș consideră că este normal să susțină demersurile fabricii, aceasta fiind o voce importantă nu numai la nivelul județului, fiind principalul contributor la PIB-ul României.